fost chemat, zice Domnul, spune, Doamne, vorbește-ne, zi-ne un cuvânt, iată am hotărât să stau de vorbă cu tine. Aleluia, Maliniție, Doamne. Fiindcă te iubesc, zice Domnul, popor de legământ. Iată-mi înturarea mea, m-am coborât să te sfătuiesc în seara aceasta. E vorti să rohul meniat ca la volhel zaraites. Te mă vei căuta cu toată inima ta, zice Domnul. Te vei lucra în dreptul ființei tale, schimbându-ți viața. Te vei scutura țărina de pe tine, zice Domnul. Și iată vei călca pe eul tău în vremea aceasta. Fiul este Domnul care stă de vorbă cu tine, căci nu-ți voi întoarce spatele, ci când mă vei chema, te voi asculta, zice Domnul, și-ți voi veni în ajutorul tău, pentru că ce-am privit, zice Domnul, și în dreptul multor am văzut, iată mică este puterea, de aceea m-am coborât să-ți spun, voi veni să stau putere, zice Domnul, voi veni să întâlnesc poporul meu, să poată, iată să stea în picioare, pentru că și vremea se scurtează, timpul e scurt și iată, pe pământ vor lua lucrurile o altă întorsătură. Veste după veste vei auzi, poporule, groaza morții va cuprinde inima multora, zice Domnul. Pe la ținut carabio te dragă, dar iată, eu Domnule îmi pregătesc poporul meu, pe cei slavi, zice Duhul Sfânt, iată-i voi chema acasă, vor pleca tineri, vor pleca copii, zice Domnul, vor pleca bătrânii voștri, pentru că și iată am hotărât lucrul acesta, pentru că și pe mulți dintre ei, vremurile care îi vor veni, zice Domnul dinainte, iată, nu vor putea rezista și am hotărât să-i stric pe nume fiecare în ceata lui, zice Domnul. Dar iată ce spune Duhul Sfânt, poporule, nu ți-l muia inima, ridică-te în capul oaselor, pentru că eu sunt Domnul care voi întări ființa ta. Eu sunt acel ce voi da biruință și putere de înaintare celui ce ascultă de cel ce este viu în vremea aceasta, cel ce caută să se smerească, cel ce stă la altar în rugăciune și cel care nu ne socotește vremea și timpul strigării. Taină este, zice Domnul prin Duhul Sfânt, scurtă este vremea și iată un semn se va împlini și vei vedea și vei auzi cu el ca nume la brodii la el, ureca de carne, zice Duhul Sfânt. De aceea, zice Domnul, biserică, strânge rânturile, strânge rânturile, zice Domnul, cu post și rugăciune. Și în felul acesta vei vedea biruința, pentru că și dreapta celui atotputernic, așa vorbește Domnul, iată te va ține și nu te va părăsi, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Apropie-te, să asculți, zice Domnul, și să faci voia mea. Feltis evrihel sacobet gnahel. Și iată, când mă vei striga, voi asculta strigătul tău și îți voi răspunde. Pentru că în vremea care este înainte,
Amăgitorul va amăgi pe mulți, dar cel ce ascultă de mine, cel ce vechează, zice Domnul, iată, prin robii mei, îi voi sfătui, le voi arăta calea, zice Domnul, îi voi întruba, zice Duhul Sfânt, și iată, nu se vor rătăci, așa vorbește Domnul, fiul care o să-l tobredic la ea, vino, te grabă în ascultare, să vezi biruința mea, amin.